Eu nu pe-i deprins cu localurile astea, o răschit cu ierașul. E deprins să fac curățenie, și azi pentru că a făcut curățenie. Nu, tu faci curățenie, eu n-am făcut curățenie. Cum ai făcut? Dar eu pentru ce te-am scos în oraș? Ei? Dar cu cine ne vedem noi astăzi la un drink? Cu prima? Mișina Prima doamnă din? Negurin. Așa. Bună dimineața, popor, bună dimineața, natură. Ui, natură înghețată. Deja am înțeles că telecentrul s-a transformat astăzi în Polul Nord, zăpadă. Însă la Râșcanov, că atmosfera este aproape atmosferică, dar cerebrală în același timp. Vă doresc un început de săptămână nonșalant, dar euforia sărbătorilor intergalactice să vă aducă în spiritul sănătății. Vreau la dimineață. Bună dimineață, mă uit așa de frumos vorbesc. Dar nu înțeleg nică. Înțeleg. O zi bună, un început de săptămână superb. Noi mergem la Jurnal TV, mă regizăm Dorunia. Astăzi avem un ansamblu din satul Verejeni. Verejeniu, în mod special, bună dimineața. Iată-mă-s frumoasă, iată-mă-s deșteaptă. Dați să vă arăt care este creierul meu. Creierul meu, uite aici, bună ziua, creierul familie. Creierul cu mască. Să vă arăt mâncă și se întâmplă în spatele camerilor. Iată, ansamblu din satul Verejeni, Telenești. Am venit și eu la registrări și n-are și inima în hama. Iura e acasă, nu știu ce se întâmplă, dar mă ating și ava nu-i de ghin. Iuruță! Iurcica, și ne-ați mă înhami pe mine astăzi. Și ne-ați să ghimbajim urechi, căscuța și aia, la baliera și aia, iură. Au, da. Vedeți și la televizor, mă văd. Hei, dacă-ți vede, tătă. A unde peștile? Peștile deja la vârsta mea. Ia uitați-o. Așa. Și așa, facem colțunaș ala Verejeni cu cartofi, pește prăjit, mămăligă, șoi. Dragilor, astăzi 7 decembrie mă declar cel mai norocos om din Republica Moldova și din toate globurile pământești. Nu știu cum, am impresia că nimeni e făcut prin Adrieni. Da, știți că șoferul meu este Adrian, dar astăzi este alt Adrian. Am un șofer mai special, domnul Urs, bună ziua! Uitați-vă cum duci prima doamnă acasă după filmări. Prima doamnă și-o luat lucrurile și-ți duci la Râșcanov. La Râșcanov, ca și el și-o luat chitara să cânte. Și o romanță. Dar conduci bine, atent, îmi place. Și Mercedes. Eee, doamnă, m-a ridicat. Asta e pentru cum. Și-ți fac, asta e viața. Are omul Mercedes? Eu n-am Mercedes, este pentru concursul ăsta. Cum tu conduci Mercedes, așa că mă-l dai cadou. Facem concurs, eu nu știu. Da, să-l dau o femeie, mergi cu Irina, ai Petrulea, el a zis că Emilian, eu te duc până pe Instastory. Instastory le-am pus și urmează să mă dai jos aici la cer. La primul taxi. La primul taxi, e? Chiar așa? Cine gluma, nu știi, la Dora Show? Să nu vie! Asta înseamnă că Ionel e strate. N-ați vin niciodată. Așa nu înțelegi gluma? El nu înțelegi gluma, el crede că eu sunt vrăjmașul lui. El e tare pozitiv și... Dar și eu sunt pozitiv și cu inima mare. Și cu sufletul mare. Și cu... La două ori aprecie sufletul mare. Da, e... Bună, prietenaș! Cum, ce mai faceți? Cum la voi? Cum vă simțiți? Noi suntem bine în propriile infernale. Da, chiar mulțumesc. Și meu, mulțumesc tuturor. Acasă, nu? Da, vrei și prietenaș? Prietenaș sponsor. Bună seara, prietenaș! Ia uitați-vă ce am eu aici. Vă salut din Grătieș, că am primit postelcă de la Sormea și mi-a trimis macarons de asta. Nu pune mâna, că Nina... Adrian, asta e pentru postare numai, nu-i pentru mâncat. Nina-ți vadă! Sormea mi-a trimis macaron și mi-a trimis și un tort din ăsta mini, dar tortul e în port bagaj, vreau să vi-l arăt. Ia să gustăm noi, nu asta cu roșu. Și tortul pe care l-am primit de la Sormea, din păcate el un mic accident a avut. Acum urmează să îl gustăm, bineînțeles, și mango. Uitați-vă cum arată tortulețul ăsta. Acum urmează să facem o degustare serioasă. Așa cum se face știți în reclamă de asta. Hai măi, Vaseli, măi.
cu nucă, cu alunie, nu știu cu ce. Dar sunt tare bune. Serios? Bună dimineața, națiune, s-a trezit dulceața. Știți de ce afară e frig și ninge? Pentru că domnul Adrian s-a decis să ridice 11 etaje cu scări, în sfârșit. Da, o da, domnul. O da, domnul. Mergem sus, trebuie astăzi să dăm palmierii la dos în debara, că deja punem bradul. Întrebare întrebătoare, voi deja v-ați împodobit brazii acasă, în casă sau în curte sau la terasă, dacă aveți terasă? Eu încă nu mă duc să mă uit de un brad, pentru că palmierii, după cum bine știți, trebuie să-i dăm deja în debara, după care să punem un brăduț. O brad frumos, o brad ascucit din tot verde. Ajutoarea mea, ajutoare, dacă el nu mirotează paginile la piesa care urmează să joc de grabă în teatru. Malades. Bun, Nina, dar de ce ești cu fular în casă? Pentru că e jer. Dar ce e jer? Du-și achit facturi. Foarte multă lume le-a plăcut Insta story-ul tău de ieri. Unii eram cu paltonaș și a spus că e genial. Azi tu, Damiș, ca baba. Ia că asta e viața de burjoi. Mă schimb în șoferi cum schimb gospodina în chiloței. Ieri Adrian Ursu m-a dus cu mașina. Astăzi această mică sorelă m-a dus cu mașina. Mergem la ziua de naștere a finuței Justina. Să-i zicem la mulți ani și să-i dăm multe baloane și bineînțeles flori. Și ceva bun din Italia. Ia că asta e viața de burjoi. Mă schimb în șoferi cum schimb gospodina în chiloței. Ieri Adrian Ursu m-a dus cu mașina. Astăzi această mică sorelă m-a dus cu mașina. Mergem la ziua de naștere a finuței Justina. Să-i zicem la mulți ani și să-i dăm multe baloane și bineînțeles flori. Și ceva bun din Italia. Ceva din voi se întreba Emilian, dar ce ai să faci tu la iarnă cu palmierii? Palmierii deja sunt dați înăuntru la călduț. Dar eu stau la râșe. După muzică se vede că noi ne pornim la băl. Băl, bună seara! Ciao bellissima, come stai? Ebbene, e tu? Molto bene, grazie. Come ti chiamo? Mi chiamo Lavinia. Quanti anni hai? Ha 10 anni. Bravo! Io che grazie! Avemci italianca nostra che invazi italiana. Italiana fără profesor, maledizu, unica. Grazie! Da, blin. Nu e interesant deloc. Toată lumea doarme. Eu am insomnie. Nu pot să dorm.